Fost toți azi. Tot grupul. Adică. Mulțumesc, doamne președinte. Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. Aș începe prin a pune o întrebare domnului prim-ministru Sorin Grindeanu și tuturor colegilor parlamentari. Domnule prim-ministru, doamnelor și domnilor deputați, la ce preț evaluați fericirea, viața și zâmbetul copilor dumneavoastră? Bănuiesc că îmi veți răspunde că sunt neprețuite. Pentru doamna Camelia Smicală, fericirea și zâmbetul copilor săi sunt neprețuite ca și pentru dumneavoastră. Copiii doamnei Smicală, cetățean român domiciliat în Republica Finlanda, au fost răpiți cu forță de lângă mama lor și închiși în adevărat închisori pentru minori de către autoritățile finlandeze. Astăzi, prim-ministrul al Finlandei, domnul Juha Sipilä, efectuează o vizită la București cu speranța că va semna niște contracte cu România, țara ai căror cetățeni sunt umiliți și împotriva cărora se comit abuzuri exact de către autoritățile finlandeze. Domnule Grindeanu, nu vindeți fericirea copiilor Maria și Mihai Smicală pentru niște contracte. Maria și Mihai sunt și copiii dumneavoastră, așa cum sunt și copiii președintului României sau ai Parlamentului acestei țări. Spuneți-i domnului Sipilä că veți putea discuta contracte și probleme economice după ce își-a angajamentul solemn că țara sa va respecta drepturile legale ale copiilor Smicală, că autoritățile finlandeze vor respecta drepturile omului, Camelia Smicală, și că vor înceta să facă presiune asupra lor pentru a-i distruge. Vă rog să-i întrebați pe domnul Sipilä de ce s-au făcut presiune asupra angajatorului doamnei Smicală pentru a înceta contractul de muncă. Și mai spuneți-i domnului Sipilä că tot poporul român este în spatele Cameliei Smicală, așa cum este în spatele tuturor părinților români ce trăiesc asemenea drame. Domnule prim-ministru Grindeanu, demonstrați cetățenilor români de pretutindeni că pot găsi în dumneavoastră un apărător al drepturilor lor. De undeva, din colțurile lumii, părinții Hermina Nilausen, Florin Balbu, Rusu Suzana și alții asemenea lor așteaptă din partea dumneavoastră a președintelui României și a tuturor parlamentarilor acestei țări licărirea aceea de speranță, luminiță de la capătul tunelului deznădejdilor, că vor fi apărați și că veți impune celorlalte națiuni respectul pe care îl merită cetățenii acestei națiuni. Vă aștept în această luptă alături de mine. Doru Petrișor Poliu, deputat circumscripția electorală numărul 43, diaspora. Mulțumesc!